11 februarie este ziua europeană a numărului unic de urgență 112. Cu această ocazie, specialiștii Serviciului de Telecomunicații Speciale au făcut bilanțul pentru anul 2015 și acesta arată îngrijorător. În România, la numărul unic pentru apeluri de urgență 112 s-au primit peste 15 milioane și jumătate de apeluri, dintre care doar 6 milioane au fost reale. Restul de peste 9,5 milioane de apeluri la 112 au fost false, adică 61,91% din total. Județele fruntașe la apeluri false sunt Covasna, Călăraș și Mureș. O statistică destul de grea, în sensul că peste jumătate din apeluri sunt încă injurioase sau false. Sigur că aici ține foarte mult de educația cetățenilor, pe de o parte, iar pe de altă parte ține și de măsurile de sancționare a abuzurilor în acest domeniu. Probabil că și legislația trebuie năsprită, cum recent s-a modificat și codul rutier cu amenzi mult mai usturătoare. Cred că și aici ar fi indicat, pentru că de data asta un apel abuziv sau mai multe apeluri abuzive pot bloca telefoanele dispeceratului de urgență și alți pacienți care au nevoie într-adevăr de prim ajutor să nu poată primi ajutor și eventual să se producă chiar decese. În 2015, cele mai multe apeluri au fost redirecționate către serviciile de ambulanță, peste 60% din total. Pe locul al doilea în acest clasament este poliția, urmată de serviciile pompieri SMURD și jandarmeria. Folosirea abuzivă sau abuzul folosirii apelului unic de urgență 112 duce chiar și până la pierderea de vieți omenești. Alertarea falsă, și avem și noi apeluri false, în jur de 60-70 pe an, apeluri false, punerea tehnicii în mișcare și în deplasare spre o situație de urgență ipotetică, poate disloca forțele care ar trebui să acționeze în secunda următoare pentru salvarea unei vieți. Pe lângă imposibilitatea de a ajunge la o urgență reală, sancțiunile pe care le pot primi cei care apelează 112 dar nu au o urgență sau îi direcționează pe salvator pe piste greșite pot ajunge chiar și în aria penalului. Dacă în acel moment este un apel de urgență real și forțele sunt angrenate în altă misiune falsă, da, atunci poate merge și până la omor din culpă a celui care a apelat serviciul 112, dar e mai greu de probat lucrul ăsta, trebuie să apelăm la conștiința fiecăruia.